Rupere de nori în județul Mehedinți. În mai puțin de 2 ore au căzut peste 120 de litri de apă pe metru pătrat. În satele Ciochiuța și Hurdușești, torentele de apă venite de pe dealuri au intrat în curți și în beciuri. 6 gospodării au fost inundate. Început de se potop, dacă era apa intra grămadă prin aici în beci, era apa aici numai, că canalul nu mai făcut față. Să lăsă plăcă, uitați aici. Cât e apa? Cât are apa în beci? Bă, dacă butea, vă dați seama că e butea asta, dacă e fu până la slapă sus. Cu mai urcă. Plutește are tot. Mai mult de jumătate de metru. Are un metru. De câte ori ploaie la mine pe aici, așa cum îmi ia și forța și toate. Și dacă apa de pe tot dealul ăsta se adună și se varsă și pe aici, știi. Și v-a măturat curtea? Nu că a măturat. A intrat până la deal, dacă a intrat până la genunchi. A adus foarte tare, da. Torențial, da. Și șanțurile nu au mai putut să capteze apa. Dintre care erau două scurgeri care veneau pe una scurgere. Din două plecau într-una. Aia era o gură mică. Ce să capteze acolo? Și ne-a inundat pe toți. Apa a acoperit și un drum comunal, precum și un cimitir. Plouat cu peste 120 de litri pe metru pătrat, localitatea Ciochiuța, n-am avut probleme, e prima dată când ne confruntăm cu această problemă. Avem cel puțin 5 gospodării afectate, 2 beciuri. Județul Mehedinți a fost și săptămâna trecută lovit de inundații și grindină. Zeci de hectare de culturi agricole au fost distruse atunci.